Mai multe partide vor contesta la Curtea de Apel decizia Comisiei Electorale Centrale de a majora numărul secțiilor de votare pentru diasporă de la 139 la doar 146. Asta pentru că, potrivit lor, numărul secțiilor de votare este în continuare unul prea mic în raport cu cel al cetățenilor din diasporă. Aceștia susțin că vor merge până în pânzele albe. Rușine! 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 Așa au reacționat manifestanții la decizia CEC de a deschide doar cu 7 secții mai mult față de cât era stabilit inițial. Este un abuz și este încălcarea drepturilor omului. Proporțional, trebuia să fie 198 de secții de votare. Este cetățenii noștri și au dreptul să fie, așa, deci să se exercite dreptul la vot, așa, oriunde un ar fi ei. Este bătaie de joc de poporul moldav. Trebuie să ne apărăm drepturile care sunt a oricărui cetățean. Acolo sunt copiii noștri, părinții noștri. Asta nu se poate încălca, dreptul omului. Ministerul de Externe, dacă a spus, și Ciocoi, a spus că sunt bani, toate cele este. Pentru și ei ne mai dau numai 7 voturi. Conducerea PAS, a Partidului Aur, dar și a formațiunii Democrația Acasă, spun că vor contesta și această decizie a CEC. Nu este bun simț. În rest, toate posibilitățile pentru a vota pot fi create. Ce o să facem noi? Noi o să contestăm decizia asta la Curtea de Apel. O să epuizăm toate căile de a ne obține mai multe secții de vot. E un scuipat în ochi pentru toți, și pentru opoziție, și pentru diasporă, și pentru viitorul nostru. Protestatarii au anunțat că se vor aduna din nou joi în fața Curții de Apel Chișinău. Membrii PAS spun că vor insista pe deschiderea a 198 de secții de votare.